punem cele de-a doua fișe. Deci, sunt trei vile cu șapte camere, da? Trei vile cu șapte camere. Iar cu câte au rămas până la 10 cu trei camere? Mai sunt șapte. Sigur că la. Deci din 10 scădem pe astea trei, egal 7 vile cu trei camere. Foarte tare problema. Deci miezul problemei este aici. Să vedeți diferența de la 3 camere la 7 camere, 4 camere. Și atunci împărțim la... care e diferența, da? Ca să vedem câte adăugăm. Acum, vreau să compuneți voi tot o problemă, tot cu 10 vile în total, dar modificați numărul camerelor. Acum? Da, acum, pe loc. Deci, practic, nu. Numărul vilor este același. Deci, număr vile, tot 10. Iar numărul camerelor, dați voi un număr. Trebuie să scriem problema toate sau? Nu numai atât. Atât. Numărul vilelor, 10. Numărul camerelor, dați voi un număr. Eu am dat 62. 62, da? Deci tu ai spus 62, o să o rezolvăm pe ei și pe următor și la tine, da? 62 camere. 62 de camere. Tot așa ne echipăm. 3 ori 10, 30, nu? Hai să facem rezolvare. Rezolvare. 3 ori 10. Presupun că toate ar fi de... camere. Să vedem dacă e rămas un pic în urmă? Nu. Da? Așa. 3 ori 10 egal cu 30. Și acum 62. Așa, de 62 scădem pe cele pe care le-am consumat. 30. 62 minus 30 și egal cu 32. 32. Și acum 32 împărțit la... La câte? La 4. Cât diferența e din 4? Deci, 32 împărțit la 4 egal cu 8. 8 ce reprezintă? Vile câte cu 7 camere. Vile cu 7 camere. 8 vile cu 7 camere. Și acum trebuie să facem... 10 minus astea 8. 10 minus 8 egal cu 2 vile cu 3 camere. Da? Am dat răspunsul corect. Te duc pe tine, Denisa, tot cu numărul ăsta. Numărul de vile tot 10. Da. Și numărul de camere, dă-l tu acum. 82. Camere, 82. Numărul de camere, 82. Începem. Te rog să începe lucrarea. 3 ori 10. Rezolvarea, da? Da. 3 ori 10 egal cu 30. 82 minus 30. 82 minus 30 egal cu 52. Așa este? Da. 52 împărțit la 4. O dată. 12 împărțit la 4, 3. 3. Ce trebuie de 13? 13 vile, vile cu 7 camere. E bine? Da. Adică am mai 10 în total și 13 cu 7? Iar sunt 10 în total. Da, adică trebuie să numărul cu asta înceapă de la... Deci numărul camerelor începe de la cât? Cel mai mic număr care putem începe? 30. 30. Când toate ar fi de cât? De. Toate ar fi cu 3. Ar fi 30. Da. Și maxim cât? 8. Aici e problema. Tu ai dat un număr care ne scos din cursă.
Deci când formulăm probleme cu 10 vile, în logica noastră, nu putem să găsim, dacă sunt numai 10 vile de toate, și de 3 și de 7, nu pot să fie 13 vile de 7. Da. Înseamnă că numărul camerelor le-ai dat greșit. Hai să vedem care e numărul maxim de camere cu care poți jongla. Deci cel mai mare număr de camere pe care poți da, până unde? 60. Toate să fie de 7. Dacă toate ar fi de 7 camere, toate vilele 10, ar fi 7 ori 10, 70. Ah, da, da, sunt. Așa. Mi-am deci 70 poate să fie maxim. Deci când toate ar fi, uite Denisa, când toate ar fi cu câte 7 camere, nu? 7 câte 7 camere, înseamnă că ar fi 7 ori 10, 70. Mai mult de 70 nu poți să dai. Că dacă dai mai mult de 70, problema e falsă. Cel mai mic număr de camere pentru situația asta cu 10 vile, 30 și maxim 70. Observație, foarte tare chestia asta. Observație. Notăm asta. Observație. Numărul pentru 10 vile, deci pentru 10 vile, în care avem camere de 3 și de 7, poftim, poftim. Pentru 10 vile în care avem camere de 3 și de 7. Hai, intrați în problemă în direct. Deci pentru 10 zile în care avem camere de 3 și de 7, da? Numărul minim de camere trebuie să fie 30. Iar numărul maxim o pot crede la câte vreme, mă? Când erai clasa întâi, aparte, a doua, nu? A doua. Unde să stai tu? Da. Nu avem loc acolo. Așa. Aici? Da. Părerea lui Cristi. Luca Bordigea. Doamna? Doamna Cariu. Bine. Zi de zi. Ține minte ce spun. Deci sunt extraordinar de plăcut surprins de tenacitatea unei mame. Poate că sunt în direct, am vorbit la asta, am vorbit de mai multe ori. De anul trecut. Din decembrie. Nu, Mihaela, da, din noiembrie chiar. Da? Facem un an de zile când vinem zi de zi și asistă la fiecare. Profesor, știi atunci cum studiați da. Înainte și... Asta este superb, aproape de interesul părinților. Bună seara, bun. Am... care e numărul minim și un număr maxim? 70, da? Deci 70-30 și aici jonglăm. Întrebarea este, Denisa, dă mare între 70 și 30 la întâmplare sau trebuie să avem o chestie? Adică, sau... când facem scăderea, trebuie să-mi dea un număr care se împarte la 4. Da. Deci, din 4 în 4. De la 30, 34, 38, 42. 42 am dat. Da. 42. 60. 46. Da. 50. Nu? A, da, 50. 50 din 4 în 4. Da. Așa. Și în felul ăsta prindem foarte bine toată povestea. Da? Suntem în direct așa, cu tipul asta. Da? Așa se întâmplă. Deci, colegii tăi, tu vei face asta neapărat, îi vei spune că există de la 4 la... de la câte? La 5 la 5 jumate la 7. Da? Transmisiune direct pentru clasa 5-a. Este și pentru clasa 4-a. La 5-a e și la 4-a tu. La 4, acolo, e clasa 5-a, nu? Da. Și la 5 jumate intră clasa a 4-a. Ia loc, da, ia loc acolo, stai, să amintești tu când erai în bancă. Da? Cu ani urmă, cea mai trecut timp. Cea mai trecut timp, extraordinar. Gata. Mulțumesc frumos. Mergi cu bine. Luni, parcă tu nu vii, nu? Așa din ce știu eu.
luni. Lunea. Nu, cam pregătire la engleză. Lunea și joia, nu? Da. Bun. Așa facem. Dar pe cam ce clasă? Intră patra. A patra, da. Suntem în echipă. Și ce Denisa... și ea rămâne? Nu, Denisa... Ea pe a cincea, rămâne pe a patra? Dar e clasa a cincea. Tu ești a cincea, e da. Da. Ieri au fost. Bravo. Da, știu că ieri au fost. Da. O surpriză plăcută. Să știți că am subiectele la Vânceanu din 2014. Da? Acum da. Ce face? La clasa a? Aia care, la clasa 4, care le dau ei la casă. Așa, testul acela care da, l-a da, da. Bun. Am excelent. Din 2014. Gata. Ferdinand n-a vrut să ne dea. Nu? Nu. A zis că, i-a zis Mirunei, spune-i mamei tale, că la noi nu se dau subiectele. Și nu se găsesc pe site. Ei, da. Și dacă vrea subiectele, spuneți la director și vezi dacă doamna director este de acord, atunci... Da, da, da. Bine, la revedere, fetelor. La revedere. Da, opresc în registrare, da? Da, da, oprește-te. M-am și au.